sau ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Cu asta vine la noi și ne spun, astăzi datine omenești. Și am spus, renunțăm la ele, aduceți-mi porunca lui Dumnezeu. Dar dacă schimbăm datina noastră sau tradiția noastră cu datina voastră și tradiția voastră, datina noastră mai e mai bună decât a voastră. Că voi nu faceți biserică, voi faceți concerte. De unde au luat ei datina cu luminile alea cu întuneric în sală? De unde au luat ei datina aia cu chitările alea până la genunchi? Că să-și apleacă să dea în ele, dar e foarte greu. Și eu știu să cânt la chitară. Știți că odată m-am dus singur și am pus una până la genunchi să văd, mă, e mai ușor sau e mai greu de dat? Știți ce greu e să cânti cu chitara când dai așa în zona? Dar e, americanii au vorbit, e cool, e interesant, e... Și cu pletele alea care se învârt când mișcă, unii dau din cap de parcă nu-s de acord cu ce cântă. De la ce îngeri le-au luat? De la ce detașament de închinare din rai le-au copiat? Când au mers ei în cer să vadă cum cântă îngerii, în cer să vadă așa modele? Le-au luat de la Michael Jackson, le-au luat de la concertele din lumea asta, de acolo le-au luat. Și îmi spun mie că ce facem noi aici e datină omenească. O desfințăm, frate. Adu-mi cuvântul lui Dumnezeu. Adu-mi porunca lui Dumnezeu. Și înlocuim toate datinile noastre, dacă mi-o aduci. Dar nu mi-aduce tu datini lumești, ale oamenilor lumești, ca să înlocuiești datinile sau tradițiile sănătoase ale oamenilor duhovnicești. Că unele vor fi datini și vor fi tradiții. Că nu scrie în Biblie 100% fiecare lucru pe un să intri, cum să te așezi, să urci la ambon, cum să faci ambon. Nu scrie. Dar oameni cu bun simț, cu călăuzirea Duhului, au produs niște obiceiuri bune, niște tradiții duhovnicești care taie colțurile firii pământești. Și o ține pe fire în corset, să nu înceapă să se lege nici să clatine. Că-i de rău. Așa că tuturor acestora spuneți-le, dacă îmi spui de unde ai învățat datina asta nouă, cu care vrei să înlocuiești datina noastră, dacă îmi demonstrezi că e porunca lui Dumnezeu să ne lăsăm plete, să dăm din cap, să ne tatuăm, să ne punem cârlige pe aici și pe acolo și să jucăm și să dansăm. Dacă e porunca lui Dumnezeu, o punem aici. Dar dacă nu, ia stați frumos în bâncuța voastră. Petru 5:5, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Întrebarea mea la dumneavoastră este, cine stabilește normele de conduită pentru o generație? Cine stabilește rânduielile de conduită, de bun simț și de comportament pentru o generație? Vă spun eu cine, generația de dinainte. Vai de tinerii care vor să înlăture sfatul și supravegherea părinților și bătrânilor bisericii. Auziți ce spune Proverbe 22:28? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Și în Iov 24:2 este și mai tranșant. Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc. Dar nu le pasc la pășuni verzi și nici nu le duc la izvoare de odihnă. Le pasc până le răstoarnă în prăpastie. Acestea sunt bariere, limite de tip instituțional,
Așa se rânduiesc lucrurile în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Sunt și bariere de tip cultural, norme de conduită determinate de preferințe sociale. Și uneori, ele sunt chiar mai înguste decât în biserică. Vă dau un exemplu. Ce face un credincios dacă merge ca misionar într-o țară musulmană cu familia lui? Mulți dintre membrii, dintre surorile din bisericile noastre din America, n-ar putea să fie membri aici în biserica voastră. Însă multe dintre dumneavoastră ați trece drept libertine într-o țară musulmană, când e vorba de cum se îmbracă femeile musulmane. Care este conștiința la care ne raportăm? Pentru că Biblia spune că trebuie să ne raportăm la un anumit gen de conștiință. Și nu se referă la cei slabi în credință. Acolo e vorba de altceva. Dacă fratele este mai îngust, înseamnă că e mai slab în credință. Nu, nu este adevărat. E vorba de pricini de păcătuire. E vorba de altceva. De exemplu, în mod obișnuit, eu port cravată. Dar cred că aș fi fost de-a dreptul caragios să vin în seara asta aici cu cravată și să stau în mijlocul meu. Chiar m-aș fi simțit îngrozitor. Dacă veneam de undeva de pe altă planetă și picam aici, primul lucru care îl făceam când intram, mă uitam atent și ziceam, mă lăsa să merg până în camera aia altă. Ne deam jos cravată. Dumneavoastră aveți această rânduială nu pentru că sunteți mai slabi în credință. Nu. Iar eu dacă port, nu port că-s mai tare în credință. E vorba de niște culturi diferite, zone diferite. Eu țin minte că am trăit într-o biserică în țară în care dacă n-aveai cravată, arătai ca și când erai dezbrăcat. Oamenii nu te puneau la amvon, că nu era o lipsă de respect. Aici la dumneavoastră este o problemă de modestie pe care trebuie să o respectăm la fel cum respectăm rânduielile altora din altă parte. La care conștiință te raportezi? Și vă spun eu acum, la cea mai îngustă dintre ele, pentru că sunt trei conștiințe. Vă spuneam că sunt trei dimensiuni ale legii, sunt trei dimensiuni de conștiință. Este conștiința personală, ce te mustră pe tine cugetul, este conștiința comunitară a unui grup de oameni care se întâlnesc în aceeași părtășie și este conștiința socială a societății în care trăiești. La care dintre ele te raportezi? Și îți spun eu acum, depinde. La cea mai îngustă